Bună seara, domnule Grozavu. Bună seara. Din păcate, pentru echipa dumneavoastră, plecați fără niciun punct de la Botoșani. Da, asta e fotbalul. Se întâmplă, se întâmplă. Nimic de reproșat băieților, chiar nici cel mai mic reproș. Sigur, dacă e să analizăm fiecare fază în parte, sau cel puțin cele două goluri primite, să găsesc greșeli, da. E un fotbal, ai nevoie și de șanse, de multe lucruri. Ca și atitudine, ceea ce am spus și înainte de meci, va fi un meci de luptă, n-am ce să le reproșez băieților. Din păcate, sigur, două nesincronizări, două faze care nu anunțau nimic, s-au transformat în goluri. Felicit Botoșanu, a crezut până la final, dar va fi un campionat lung, foarte disputat, în care orice partidă va fi pe mochi de cuțit. Păliaș, a apărut astăzi echipa mai bună, mai solidă. Ce v-a lipsit totuși pentru... Ce ne-a lipsit? Ne-a lipsit să fim un pic mai pragmatici, să fim mult mai atenți, pentru că v-am spus, am discutat și la pauză, știam că dacă vom trece de primele 15 minute din a doua repriză, după aia ei vor intra în acea criză și vor face greșeli. Din păcate am luat acel gol la o fază care nu anunța nimic și acolo s-a echilibrat jocul. S-a echilibrat o perioadă, după aia iar am dominat, iar faza, am luat gol după un out, o acțiune purtată în partea dreapta noastră, care nu anunța nimic, o centrare în care eu din nou... lipsă de concentrare și așa e fotbalul. S-a echilibrat lupta pentru evitarea retrogradării? Nu, în niciun caz. Lupta era echilibrată și dinaintea jocului, acum nu că ar fi altfel, e la fel. E un campionat disputat, se vor mai pierde puncte, toate echipele vor pierde puncte. Am spus, până la final, iar play-out-ul va conta, clar. Acolo când nu mai este în jumătățire, acolo se va juca pe puncte adevărate. Până acolo... avantaj pentru echipele care nu au făcut puncte în prima parte a campionatului. Mulțumim frumos! Multă plăcere!